Aseară a fost un regal liric în fața Operei Naționale. Orchestra, corul și ansamblul operei, sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare, au interpretat arii celebre. Emoția și pasiunea muzicii clasice s-au împletit în pași de dans și interpretări solistice de excepție pe esplanada din fața Operei Naționale. Parcul din fața operei a fost neîncăpător pentru cei peste 2000 de oameni care au participat la spectacol. Cum vi se pare seara aceasta? Superbă, da. Și atmosfera este bună. Sunt foarte fericit că mă aflu aici și că sunt astfel de activități. Chiar avem nevoie de activități culturale mai multe și de astfel de gen. Opera ne produce bucurie și sperăm să placă. A fost extraordinar. Cred că este un spectacol de promenadă a operei fără precedent. Cred că am atins un record prin prezența atât de numeroasă a publicului și ne bucurăm extraordinar și asta înseamnă că este cerință de cultură și înseamnă că noi reușim să anul acesta, pentru că ne începem stagiunea, să aducem și în sala Operei Naționale acest public minunat care a fost pe esplanada operei. Practic noi ne-am adus cei mai importanți artiști ai ONB pentru a ne face publicitate noii stagiuni. Considerăm că acesta este un teaser și cu siguranță multe persoane prezente în această seară aici vor cumpăra bilete la spectacolele Operei Naționale. Au fost 12 ore de muzică și activități inedite de educație, relaxare și mișcare în aer liber. Promenada operei a fost la cea de-a 12-a ediție și deschidere noua stagiune. Mesajul din acest an a fost o sărbătoare a muzicii și a mișcării în aer liber pentru împlinirea spiritului.